that dump dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku, bitch, this is in my bed. Bună tuturor, eu sunt Alex Ploscar și astăzi o să vorbim despre un exercițiu foarte important pe care îl vezi adesea în sală, unul dintre cele mai importante exerciții, dacă m-ai întreba, mai exact genuflexiunile cu bara. Este un exercițiu de tip compus, deoarece în cadrul acestuia lucrează simultan mai multe grupe musculare. Vorbind despre grupe musculare, aș zice să vedem mai exact ce grupe musculare intră în cadrul acestui exercițiu. Am zis de prea multe ori, grupe musculare. Deci, concentrarea maximă este asupra quadricepsilor și a bicepsului femoral. Dar de asemenea, din câte știi și de la femei care fac foarte des acest exercițiu, este foarte benefic și pentru fesieri. În cadrul acestuia mai intră și aductorii și de asemenea, într-un anumit mod indirect, intră și gambele. Tocmai de aceea, persoanele care au niște gambe foarte dezvoltate și probabil nu mai vor să crească neapărat în dimensiune, se pot bucura de antrenarea acestora fără a se folosi de exerciții directe. De asemenea, acest exercițiu, fiind foarte bun pentru partea de jos a corpului, sunt grupe musculare și din partea de sus a corpului care fac parte, care lucrează în timpul acestui antrenament. Spre exemplu, partea lombară. Acest exercițiu ajută de foarte mult să-ți formezi un spate puternic, zona lombară fiind fundația acestuia, apoi zona abdominală, dar vreau să discutăm puțin despre acest lucru. Multă lume, timp de mult timp, a crezut că dacă faci genuflexiuni cu bara, o să lucreze atât de mult abdomenul cât nu mai trebuie să lucrezi alte exerciții specifice. Dar nu este adevărat. Trebuie să lucrezi abdomenul prin exerciții directe. Spre exemplu, ridicări de picioare, abdomene clasice. Înainte să începi antrenamentul, este foarte important să ai parte de o încălzire foarte bună. Pentru că în cadrul încălzirii, musculatura se încălzește după cum ieși denumirea, iar mușchii când sunt încălziți sunt mult mai puțin dispuși să se rupă sau să ai parte de accidentări, ceea ce pe termen lung este foarte important să eviți cât mai mult accidentările. Tocmai de aceea îți recomand să îți formezi o încălzire mai exact compusă din, nu știu, spre exemplu 5-10 minute de cardio, la intensitate redusă, spre exemplu poți să mergi pe stepper, poți să mergi pe bicicletă, poți să faci bandă. Iar apoi urmează de asemenea și exercițiile specifice. Important este să-ți încălzești tot corpul, dar concentrarea maximă să fie asupra părții de jos a corpului, în special picioarele. Să începem cu ce este mai important. În primul rând, înainte de a porni exercițiul, trebuie să te asiguri că ți-ai aranjat bine bara, centrul bării să se afle în punctul în care trebuie să fie, pentru a te asigura că nu sunt imbalanțe în timp ce faci exercițiul. Apoi, poziția brațelor. Brațele trebuie să fie undeva mai lat decât nivelul umerilor. Iar legat de înălțimea bării, trebuie să fie undeva să cadă pe umeri, în niciun caz să nu fie prea sus, să îți cadă pe cervicală, acest lucru fiind foarte incomod și cred că foarte grav, iar nici prea jos, astfel încât să fie sub trapez. Odată ce se află în punctul ăla, ești obligat să împingi de greutate în sus, ceea ce îți va lua foarte mult din energia pe care normal trebuie să o folosești în timpul exercițiului. Acum urmează un lucru foarte important, alegerea greutății. Acest exercițiu necesită greutate cât mai mare, iar repetările să fie cât mai scăzute. Spre exemplu, în funcție de scopul pe care îl ai, dacă vrei să crești în masă musculară, să te antrenezi pentru hipertrofie, poți merge undeva între 5 și 10 repetări. Dacă vrei să crești în forță, poți merge undeva între 3 și 6 repetări. Acest lucru se întâmplă deoarece cu cât crești mai mult repetările, o să cedeze mult mai repede sistemul circulator decât musculatura în sine și nu vrei niciun caz. Acum, cea mai plictisitoare parte legată de execuție.
nu contează atât de mult cu cât de mult lucrezi acest exercițiu, cât de mare este greutatea folosită, atâta timp cât execuția este praf. În primul rând, nu faci în niciun caz repetări trișate. Spre exemplu, să faci mai puțin decât întreaga mișcare. Apoi, pentru a beneficia de acest exercițiu, trebuie ca bicepsul femoral să fie cel puțin paralel cu solul. Iar pentru a profita de întregile beneficii ale acestui exercițiu, poți să mergi undeva un pic mai jos, dar trebuie să fii atent să nu pui presiune prea mare asupra genunchilor, pentru că genunchii în cadrul acestui exercițiu sunt foarte vulnerabili dacă nu ești atent. Și respirația este foarte importantă, aceasta ajutându-te chiar să-ți îmbunătățești foarte mult performanțele la acest exercițiu. Spre exemplu, înainte de coborâre, de partea negativă, poți să inspiri adânc, iar apoi pe partea pozitivă, când ridici greutatea, să expiri. Pentru că acest lucru te va ajuta să folosești o greutate mult mai mare, pentru că ai mult mai multă forță în timp ce expiri decât în timp ce inspiri. Spre exemplu, poți să iei modelul boxerilor. Ei când dau un sac, în niciun caz nu lovesc sacul inspirând, lovesc de fiecare dată sacul expirând. Acum nu vreau să termin acest videoclip până nu vorbesc și despre o greșeală destul de comună prin săli. Este foarte important să fii atent la poziția genunchilor. Genunchii normal trebuie să plece pe aceeași direcție cu laba piciorului. Dar de asemenea văd destul de des persoane care execută acest exercițiu genunchii apropiindu-se, ceea ce este foarte grav pentru genunchi în primul rând, dar și pentru întreg corpul, sau fac chiar opusul cu genunchii spre exterior. Dacă cumva din anumite motive medicale sau pur și simplu nu vrei să faci acest exercițiu pentru că poate ți se pare prea riscant, există și alte exerciții foarte eficiente pe care poți să le folosești. Spre exemplu, poți să faci genuflexiuni, dar cu ganterele. De asemenea, să faci fandări, fie cu bara, fie cu ganterele. Și poți face și fandări din mers cu ganterele, care este un exercițiu extraordinar pentru că te ajută foarte mult și pe echilibru. Cam acesta este conținutul legat de acest exercițiu. Este pentru prima dată când fac acest tip de videoclip cu exercițiu explicat și mă gândeam să fac și cu antrenamente explicate. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta foarte mult dacă ai apăsat butonul de like și butonul de subscribe, să nu uiți și de acel micuț clopoțel care îți oferă notificare de fiecare dată când pun un nou videoclip. Și da, nu uita că cel mai important lucru este execuția. Dacă nu ai o execuție bună, șansele să te accidentezi sunt foarte mari. Și odată ce te-ai accidentat, vei sta multă perioadă pe tușă, iar acest lucru îți va afecta foarte mult rezultatele. Cam atât a fost videoclipul pentru astăzi. Ne vedem data viitoare!